Primarul mediașului Teodor Neamț a dat în judecată Agenția Națională de Integritate. Discutăm despre acest subiect, dar și despre proiectele administrației medieșene cu Teodor Neamț, invitat în această seară la Observator. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Așadar, veți avea un proces cu Agenția Națională de Integritate? Pe ce vă bazați când vă susțineți nevinovăția? Deci am făcut obiectul unei cercetări în cadrul Agenției Naționale de Integritate. Uh, am avut un punct de vedere vis-a-vis -vis de uh, cele reclamate de Agenția Națională de Integritate. Eu zic că punctul meu de vedere a fost un punct pertinent și uh, bazat pe argumente. În mod normal, nu ar fi trebuit ca agenția să dea acel raport de evaluare prin care sunt uh, declarat uh, incompatibil. Este exact aceeași speță care a fost și la Sibiu. Uh, la domnul primar Iohannis. Este vorba de piața ca și societate comercială, piața în care municipiul media era un acționar și județul Sibiu al doilea acționar. E, sigur că acel acționar ca piața să funcționeze trebuia să semneze actul constitutiv. Despre asta este vorba. Eu am semnat actul constitutiv ca reprezentant legal al municipiului Media și, sigur, domnul Martin Boteș, ca reprezentant al județului Sibiu. Agenția Națională de Integritate face o confuzie gravă între reprezentantul asociatului, acționarului, persoană juridică, municipiul și care semnează actul constitutiv ca să poată obține, să facă diligență la Registrul Comerțului, să înceapă societatea să funcționeze și reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor, care este cu totul și cu tot o altă persoană stabilită de uh, Consiliul Local prin hotărâre și care, sigur, uh, nu numai... Uh, reprezentantul în adunarea generală a acționarilor, ci și Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzuri și toate, care sunt prevăzute și prinse în actul constitutiv, al societății. Practic, eu nici o secundă n-am participat la nicio ședință, o adunare generală a acționarilor sau un Consiliu de Administrație. Mai ales în calitatea de reprezentant. Aș fi putut ca invitat să particip, dar nici ca invitat nu am participat. Aveți emoții pentru acest proces? E... În situația aceasta? Păi nu am emoții pentru că și domnul primar Iohannis a acționat în contencios și pe această speță a obținut la Curtea de Apel al ba Iulia anularea raportului de evaluare Ceea ce sper că se va întâmpla și în cadrul acțiunii mele în contenciosul administrativ. S-a stabilit data pentru acest proces? Nu, încă n-am primit de la Curtea de Apel. Urmează să primesc și, sigur, mă prezint și îmi susțin cauza. Vă doresc mult succes chiar, în, aceste, în această situație. Chiar nu, nu chiar nu am emoții. Și vreau să discutăm puțin acum și despre ceea ce se întâmplă în media și atât în media și cât și în Sibiu. S-a avansat așa cu lucrările la, la infrastructură în ultimii ani și aș vrea să vă întreb dacă sunteți mulțumit de cum s-a lucrat anul trecut. Sigur că sunt și lucrări unde s-a lucrat corespunzător și am fost mulțumit și sunt mulțumit. Sunt și lucrări în care s-a lucrat mai puțin bine. Sigur că am acționat, am atenționat, s-a refăcut, dar în general sunt mulțumit de modul cum merg investițiile, cum au mers de fapt investițiile în municipiul media și aici m-aș referi nu numai la anul 2013, ci aș pleca de undeva din anul 2000, 5 din, de când sunt la vârful administrației și aș face o comparație. Dacă în perioada 90 până în 2004, în media s-au reabilitat, s-au modernizat în medie o stradă pe an, în perioada 2004-2014 s-au reabilitat. 170 de străzi. S-au construit 170 de străzi noi. Străzi care erau de pământ, de piatră, care nu aveau canalizare, nu aveau apă potabilă. Deci dacă facem o simplă împărțire, rezultă o medie de 17 străzi pe an. Poate de aceea de se mai plus. și greșește uneori și lucrările nu sunt tocmai așa cum ar trebui dacă se lucrează atât de Până la finalizare, până când se face recepția lucrărilor, toate lucrurile se pun la punct. Au fost date da. și sancțiuni? Adică puteți aplica și sancțiuni Sigur că în cazul în care Sigur că s-au dat și amenzi sau s-au aplicat și penalități celor care nu s-au încadrat în termenul de execuție. Da, eu cred că nu asta este spectaculos și nu... Nu, nu încăzește pe nimeni să ies eu pe sticlă să spun, domnule, uite că l-am sancționat pe întreprinderea cu tare, societatea cu tare. Nu, e contraproductiv. Dar s-au dat și probabil se vor da în continuare pentru că avem niște regulamente, avem niște reguli, uh, sunt niște legi și în baza lor, normal, cine greșește, mai și plătește. Investițiile continuă și anul acesta? Da, avem lucrările în continuare anul acesta și este această investiție mare care o facem pe bani împrumutați de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Este investiția prin care, practic, noi finalizăm infrastructura rutieră în Municipiul Media și într-o proporție de peste, zic eu, 95%. Um, vreau să vă spun că puține orașe sau municipii în România au uh, infrastructura rutieră uh, realizată într-o asemenea proporție. Adică vă sta mai bine și decât sibiu Mă gândesc că da, acum nu știu cum stă Sibiu și n-aș vrea să mă lansez în comparații uh, fără susținere. Dar am spus că nu știu câte orașe din România se pot lăuda cu o asemenea performanță. Sigur, în paralel cu aceste lucrări prin care am spus și ultimele străzi care sunt în vârful dealului, inclusiv satul aparținător Igi în totalitate va avea rețea de distribuție a apei, va avea canalizare menajere, pluvială, trotoare, străzi asfaltate. Nu și-a închipuit nimeni că Igișul va avea o asemenea infrastructură. Ei bine, o va avea. Până la urmă au și ei nevoie de o infrastructură da, modernă. Da, este, este normal. Igișu este un sat aparținător, dar prin această uh, investiție și prin lucrările care le vom face, uh, nu știu dacă își mai merit uh, statutul de sat. sat. Dar el, ca formă administrativ-teritorială, de organizare administrativ-teritorială, este sat uh, aparținător. Dar sigur că și oamenii de acolo merită acest lucru. Vor fi și lucrări da. cu bani din buget? Sunt și lucrări, sunt o serie de străzi care se fac cu bani din buget, sunt o serie de lucrări noi care sunt bugetate de către Consiliul Local și sigur în afară de, de, de uh, infrastructură rutieră și de apă canal, mai avem și alte tipuri de investiții. Uh, de exemplu, anul viitor vom termina, să spunem, toată infrastructura aferentă fostei unități militare de aviație, plecând de la rețele de distribuție, apă, gaz, electric, irunat public și terminând cu infrastructura rutieră, după care, sigur, vom reamenaja acel loc ca un parc tematic care să ne aducă aminte că în acel loc a funcționat o uh, unitate de aviație mai mult de 80 de ani pentru că la un moment dat școala de aviație din Mediaș era un brand al Mediașului, așa cum gazul metan e un brand al Mediașului, cum multe altele cristalul a fost un brand emailul e un brand al Mediașului. Dar dacă Eu ar fi sunt. să punctăm cele mai importante investiții de anul acesta, care ar fi acestea? Păi vom continua, vom mai începe câteva străzi, strada Moșnei până la Eleșteu, de, unde am terminat-o încă 1200 de metri, un kilometru și ceva. Strada Plopului o vom finaliza, pentru că am făcut-o numai jumătate. Podul peste Pârâul Moșna, pe lângă calea ferată, căminul de îngrijire persoane vârstnice, Mă rog, uh, infrastructura de la unitatea de aviație și sigur mai sunt și altele mai mărunte, dar evident a trebuit să ne încadrăm în bugetul uh, pentru anul 2014, buget care este în momentul de față în dezbatere publică. Uh... Nu a fost foarte interesant pentru mă din câte am văzut, au fost câteva persoane care chiar au venit pregătite cu întrebări și au pus întrebări. Am sigur n-a fost o asistență numeroasă, m-aș fi așteptat să fie mai multă lume, dar cei care au fost, până la urmă, au înțeles și au chiar au apreciat modul cum am construit bugetul cum anul fi acesta. Unde cei mai mulți bani și cei mai puțini? În condițiile, deci bugetul pe anul acesta este la fel, poate chiar e, puțin mai mic decât bugetul pe anul trecut. Și asta din cauza că anul trecut, încasările, și aici mă refer la încasările din cota de falcată din postul pe venit au mers foarte prost, nu am realizat nimic în fiecare an pe cota de falcată, datorită faptului că economia mergea, în fiecare an s-au realizat 12-13 în plus. Anul acesta s-au realizat 0%. Ori dacă am fi făcut măcar 10% în plus, ar fi fost 35 de miliarde de lei în plus, ar fi fost baza de plecare pentru bugetul anului 2014. Așa am fost nevoiți să plecăm de la același buget și sigur a trebuit să ne... Uh, să vă trămuiți banii, drămuiți banii, mai ales că în acest an fiind anul în care vor fi uh, cele mai multe lucrări pe împrumutul de la BERD, trebuie să suportăm și... TVA-ul pe aceste lucruri, pentru că nu este o cheltuială eligibilă. Avem și noi o parte de contribuție la aceste lucruri, dar una peste alta, tot 35% din buget este alocat investițiilor. Asta, acest lucru se întâmplă de, de practic de 5 ani încoace. Nu am avut niciodată mai puțin de 35% din buget pentru investiții. Iar cei mai puțini bani se duc în ce domeniu? Acum, bugetul se împarte pe secțiune de funcționare, pe secțiune de dezvoltare. Am restrâns puțin cheltuielile materiale, la, nu numai la aparatul de specialitate al primarului, deci practic nu numai în primărie, ci și în, în cadrul serviciilor și direcțiilor subordonate. Am restrâns puțin investițiile și la societățile din subordine, una peste alta, până la urmă am reușit și am echilibrat bugetul local. Ah, și am uitat, pentru că ăsta încă nu este prins în buget, anul acesta sperăm să demarăm o investiție foarte mare pentru media și o investiție de aproximativ 6 milioane de euro. Este vorba de un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea zidurilor și turnurilor cetății. În 30 ianuarie vom avea vizita finală, practic, inspecția finală pe acest proiect, după care bănuiesc că vom fi chemați să semnăm contractul de finanțare, urmând după aceea toți pașii, licitație, ajudecare, și demararea investiției. Și o atracție pentru turiști, de ce nu? Aș vrea să vă mai Dar cer, Da, el este, deci proiectul tehnic este conceput de așa manieră încât să pună în valoare zidurile și turnurile cetății și să fie atractiv pentru turiști. Senatorul Viorel Arcaș spunea că vor începe în curând lucrările la Centrul ocolitoare a Mediașului. Aveți ceva noutăți în acest sens? La centură? Nu, am avut o discuție cu domnul senator undeva înainte de sărbătorii, mi-a dat asigurări că într-adevăr începem, mă rog la Dumnezeu să, să reușească acest lucru, pentru că centura ocolitoare a Mediașului este vitală. Este vitală odată pentru degrevarea traficului din Mediaș, în Mediaș după ultimile măsurători și astea au, făcut, au fost făcute acum șapte, opt ani de zile. 66 din trafic era trafic de tranzit și nu e puțin și asta o dată pentru a degreva și a doua oară pentru a ne permite nouă să scriem un proiect pe fonduri europene pentru a reabilita drumul național 14 care trece prin oraș. Sigur, după ce se va termina centura, acest drum nu va mai fi DN14, va fi șoseaua Sibiului, strada Herman Obert, strada Horea, strada Cloșca, strada Aurel Vlaicu, strada Brateiului, dar deocamdată e, și nu putem să începem acest proiect până când nu vedem că centura este într-un stadiu foarte avansat, pentru că e, nu putem să lucrăm având aceste valori de trafic, chiar dacă am câștigat mâine proiectul, nu putem, e, nu putem să lucrăm pentru că va fi vorba de o reabilitare, e, o reparație capitală practic cu escavare, cu patru tieri de 70 de centimetri și așa mai departe și atunci practic la aceste valori de trafic care sunt acum și dacă nu vor fi preluate de centură nu se poate lucra. În final discuției noastr noastre aș vrea să abordăm puțin și câteva teme politice, așa pe scurt câteva răspunsuri. O schimbare la PDL Sibiu, o nouă conducere. Era nevoie de această schimbare? Eu cred că era nevoie de această schimbare. Vedeți, noi am mai avut discuții și știți că eu sunt adeptul în tineririi. Și cred că echipa care este acum în cadrul Biroului Peronat Județean are o medie de vârstă sub 50 de ani. Cred că eu le stric puțin media de vârstă și colegul meu, Dan Voina. Dar în rest sunt oameni între 30-50 de ani, oameni care au multă energie, multă vitalitate, oameni care sunt, atenția sunt și pregătiți. Și ceea ce este foarte important este că în acest nou birou permanent județean au intrat foarte mulți primari. Foarte, foarte mulți primari. Și atunci, eu cred că vom avea altă putere de a penetra în rândul electoratului, pentru că primarul vine direct de la sursă, este și element de conducere a organizației județene. Va mai rămâne domnul Ion Ariton în partid? Nu știu, este problema nu ați avut discuții? pur personal. Nu, n-am avut niciun fel de discuție. Cum va fi anul 2014 din punctul dumneavoastră de, de vedere? Păi, eu cred că va fi un an foarte agitat. Un an foarte agitat care demarează Deja cred că a și demarat eh, politic cu multe confruntări, s-au scos săbile din Teacă, în 24 sau în, 24 și 25, în 25 sau în 24 și 25 vor fi alegeri europarlamentare. Vom vedea atunci scorurile care vor fi obținute de către fiecare partid în parte. Noi ne punem eh, mari speranțe cel puțin în media și unde am un contact, nu zic permanent, dar destul de des cu electoratul. Cred că s-a schimbat ceva. Cred că față de euro de alegerile parlamentare, parlamentare, din 2012, când pe Colegiul 2 de Senat, sigur, au obținut 51, câteva procente la sută. Eu cred că de data aceasta nu vor sări de 35, hai să spunem 40%, ceea ce înseamnă că uh, locul liber uh, rămâne de exploatat de către noi, în condițiile în care PPDD-ul nu se simte foarte bine, e puțin bolnav, uh, eu cred că Partidul Democrat Liberal are toate șansele să-și mărească scorul. Și sigur, asta este un impuls extraordinar pentru alegerile prezidențiale din toamnă. Așa este, vom vedea ce se va mai întâmpla pe plan politic și vom mai discuta cu siguranță. Vă mulțumesc Absolut. mult pentru prezența în observator. Mulțumesc pentru invitație.